Bună dimineața, dragi telespectatori, și bine v-am găsit la Telematinal. Să știți că astăzi colegii mei, Anatol Guzic și Mihaela Rodencu, nu vor fi pe rol de prezentatori, dar voi fi eu cel care le voi adresa lor întrebări. Anatol, Mihaela, salutare! Salutare! Hey! Salut! Alexandru, salutare! Hello. Ce faceți? Sunteți bine? Foarte bine. Da, suntem super ok, în așteptarea testului tău al prieteniei. Da. Ce întrebări, așa am înțeles. Voi ați mai avut ocazia să aveți un test al prieteniei vreodată, așa, între alți colegi care vă cunoașteți bine, prieteni? Chiar nu. Este pentru prima dată. Pentru prima dată. Ne simțim ca niște șoareci de laborator, practic, așa. Tu ești cel care face acest experiment și sperăm ca această experiență să fie unul reușit. Savantul și voi șoareci de laborator, da? Exact. Așa. Bine, eu. Și un Mickey Mouse, da? Ok. Care e Tom și care e Jerry? Da, să vă să întreb. Tom și Jerry, eu sunt Jerry. Tom care crede că este stăpân pe toate, dar Jerry știe. Mai mă bucur că sunteți de aceeași părere, bă, care asta, știi? Deci suntem pe care da, începutul e bun. O să fie un test al prieteniei, pentru că voi prezentați emisiunea deja de 8 luni. Am crezut că zice 8 ani, m-am speriat. Gata. Vezi? Hai să vedem reportajul. Are pene, dar nu e rață. Da? Uh-huh. Nu e om, dar are față. Despre gemene am vorbit, despre raci am vorbit. Păi, dăm întâlnire, aceea e și noi. Natalia, Mihaela. Așa, am crezut că mi-ai încurcat numele. Cum vi s-au părut aceste 8 luni? Cât de bine vă cunoașteți? Să zică bărbatul. Nu, Mihail e ofer, pentru că ești femeie și noi bărbații suntem foarte educați. Tu o să te alipești la cuvintele mele, da, nu? Da, o să mă alătur cuvintelor și te recunosc, Mihaela. Da, mi s-au părut toate foarte diferite între ele. Cred că începutul a fost probabil punctul de pornire, partea mai complicată, pentru că noi nu ne cunoșteam absolut deloc cu Anatol. Uh-huh. Și atunci, în momentul în care am început să interacționăm, să discutăm tot mai mult ca să ne cunoaștem, a fost cel în care s-a legat conexiunea asta atât de importantă pentru o emisiune matinală. Da, eu pot să spun că din start când am văzut-o pe Mihaela. Nu i-a plăcut de mine, a zis, Doamne ferește! Da, deci a fost un apropo greșit, dar zic eu care este realitatea. Când am văzut, am zis, băi, o să o dau în bară, pentru că este profesionistă, foarte bine vorbește, știe cum să mânuiască interviurile și zic, băi, am pățit-o pentru că eu mai scârțâi. Ce drăguț, și când ai cunoscut-o, ce ai zis? Așa și e, într-adevăr, chiar pe bune, așa și e. Vreau să recunosc că de multe ori se întâmplă că o iau prin arătură și Alexandru, să știi că colacul meu de salvare este Mihaela. Vai, ce generos este Anatol astăzi, nu știu de ce. Să știi că și eu învăț foarte multe de la el, din domeniul actoriei, am mai zis-o asta. Pentru că fur niște chestii. Noi începem să ne laudăm reciproc. Colegi, voi practic până acum ați vorbit doar de bine. Da. Eu am aici o listă de întrebări. Sigur vrei să începem. Mihaela, o să te întreb pe scurt, să-mi spun. Pe scurt. Da, ce te enervează la Anatol? De ce m-ai luat așa de start? Stai să deschid lista. Foarte, eu îmi notez. Tu vrei să creezi conflicte între noi, ca foie? De fapt, e locul meu, așa aici. Colegi, am observat deja că vă cunoașteți, dar în continuare începe testul prieteniei. Eu o să vă adresez întrebarea, voi pur și simplu trebuie să arătați cu direcția la cine. Deci, da, tine, eu răspund cu da și nu? Nu. Sau nu, cu cine, eu da, sau cine eu de sau... persoane, da. Și dacă răspundem amândoi aceeași chestie, e corect. Este bine, da, înseamnă că sunteți de acord, aveți gândiți la fel. Eu cred că noi o spicăm, testul, da, hai. Sigur că o să o picăm, dar hai să vedem cum se întâmplă lucrul ăsta. O melodie de suspans, așa. Și prima întrebare. Cine face mai multe bâlbe în emisiune? Cine se pregătește mai mult și mai serios de emisiune? Mihaela a răspuns cu ambii. Anatol a răspuns cu Mihaela. Mihaela, ce drăguț, așa a răspuns? Da, așa am răspuns. Puteți deschide ochi? Te pregătești mult mai bine. Ai rămas să nu comentezi, da? Fără cuvinte. Tu nu comentezi? Cine vorbește mai mult dintre voi doi? Mihaela a răspuns cu ambii. Da. Anatol a răspuns cu ambii. Da, acolo stai la plajă, acolo ai... Da, dar ce folos dacă e frig? Cine vorbește dintre voi doi mai repede? Hai. Mihaela.
cui reușește cel mai bine să se rețină din râs în timpul emisiunii atunci când sunt momente hazlii? Oh, același răspuns, Anatol, deschide ochii. Cum îți reușești, Anatol? Da, actoria cumva te ajută aici? Da, încerc să mă focusez la un moment, așa că Mihaela tot are un moment. Mihaela, pot să-mi spun? Da. Deci ea are o strategie, are și o imagine, sau o frază, zice pinguin mor, pinguin mort în cap. Ce are aici pinguin? Nu mă gândesc un pinguin mort și mă gândesc la ceva. Și bunea, că mai tare se amuse pe chestia asta. Perseverența, organizarea vă va aduce rezultatele dorite. Foarte fain. Trecem la următoarea întrebare. Cine este cel mai orgolios dintre voi? A, Mihaela a răspuns cu Andy, Anatol a răspuns cu Mihaela. Tu ce ai face? Eu propun de la supărare să trecem la... prietenie. Altceva? Închidem ochii, okay, regulile jocului. Așa. Cine mănâncă mai mult dintre voi doi? Eu cel puțin am înțeles că ambii mâncați bine. Cine dintre voi doi se plânge mai mult? Așa, Anatol a răspuns. Nu, pentru că eu te simt, dar lasă așa, tu așa, Mihaela, tu arăți la Anatol. Da, așa, bine, răspunsurile sunt diferite. Așa, deci înțelegi, că când este cald, Mihaela vreau să fie mai răcoare. Așa să fac trecere de acolo. Mă, eu îi văd și mă... Da, spate încă o dată prima. Mai faci o dată. Ceva, parcă. De fapt, el este cel care vine cu bună dispoziție. Așa. Chiar atunci când eu sunt tristă, trebuie să recunosc asta sau... Da, lasă-mă să zic. Deci eu sunt mai, nu știu, apatică sau de dimineață nu m-am trezit bine. Și el este cel care face dispoziție și are așa momente în care râdem și după asta e liniște totală. Și când nu înțeleg. Când mă plâng, nu, hai. Nu, n-am de ce stâncă. Bun, hai, gata aici, hai. Cine dintre voi doi se enervează mai repede atunci când ceva nu merge bine? Anatol a răspuns cu ambii, da? Da, ambii sunt. Mihaela a răspuns cu Anatol. Da. Nu, eu cred, eu sunt de părere că aici influențează foarte mult și zodia. Rații, în general, sunt mult mai explozivi, mai impulsivi. Și atunci primul impuls e de a reacționa într-un fel oarecare, știi? Mm-hmm. Noi, fecioarele, suntem mai pragmatice de regulă și atunci la noi e un pic diferit. Și eu am reacții, dar cred că oricum la el e mai, la tine mai... Am avut așa ceva în emisiune? Nu mă amintesc, poate, da. Poate viața, da, dar iată raport cu emisiunea. Că noi amândoi ne înfuriam pe momente care nu ne... Da, erau, dar am impresia că oricum impulsul sau asta era mai mult deci la ea tine. A avut, cred că, niște experiențe neplăcute cu oamenii din domeniul racilor. Nu, e adevărat, nu. Bine, ok. Dragi raci, astăzi este posibil să vă simțiți mai sensibili și mai emoțional. Cine dintre voi doi are mai mult simț al umorului? Așa, Mihaela a răspuns, dar tu, Anatol? Aha, același răspuns. Anatol are mai mult simț al umorului. Dar nu știu. Nu, e adevărat, asta nici nu poate fi pus în discuție. Tu nu numai pe mine mă faci să râd, dar pe toată redacția, toți oamenii pe care îi întâlnești. Lasă! Cine dintre voi doi este mai săritor la nevoie? Așa, Anatol a răspuns cu Andy, Mihaela a răspuns cu Mihaela. Anatol, care sunt impresii? Te rog să o rogi să te argumentezi răspunsul. Dar mie mi se pare oricum, nu că și tu ești, dar dacă ar fi să punem pe o balanță... Bine, dar ce înseamnă să sar la nevoie? De exemplu, un exemplu care tu ai fost cea care ai sărit la nevoie. Ți-am dat-o că mă ajutați. Ai avut nevoie chiar de acea banană, bănuiesc eu, da? Băi, ți-am dat și eu ceva, nu? Da, mi-ai dat. Nu mai țin minte ce, dar ți-am dat. Bine, ambii, da. Ambii, îți corectez răspunsul, da? Modific. Deci, hai. Aveți dreptul la această regulă. Și la final. Da, la final. Haideți să trecem la ceva. Așa, repede, nu mai sunt frumos. Da. Colegi. Da. Cine dintre voi este cel mai somnoros? Oh, același răspuns! Mihaela! Fără niciun dubiu! Dar cum, Anatol? Cum ai dedus asta? Întârzie! Se vede foarte bine. Salut, Mihaela! Mihaela, de ce ai? Da, a doua zi, hei, Anatol, salut, Mihaela, tu gata, te-ai trezit? Ia de voie ca să se trezească, înțelegi? După care, următoare zi, iarăși. Și încerc să o animez cu ceva și nu funcționează nimic. Și spre seara am ieșit și iarăși spre seara un pic s-a răcorit. Așa că chiar nu pot să spun că am apreciat sau nu. Astăzi vedem. În final, cum vi s-a părut acest test al prieteniei? Cred că, oricum,
în 8 luni că te le avem lucrate noi împreună, mai avem loc de cunoaștere și așa, ca să coincidă răspunsurile, că fiecare are percepția lui. Eu zic că a fost bine. Da, avem, pentru mine este foarte important, am mai spus-o mai sus, e vorba de acea chimie care trebuie să existe între doi parteneri și chiar dacă multe lucruri poate nu le cunoaștem așa din viața, nu știu, personală, profesională, faptul că ne simțim, faptul că avem această capacitate să ducem înainte lucrurile frumos, ușor, da, degajat, fără să fim nervoși, fără să ne deranjeze că poate am supărat cu ceva. Da, Anatol, mai deseori când nu era sigur pe răspuns, Anatol arăta la... Da. Ca să nu dea greș cumva. Da, dar nici nu atât ca să nu sunt sigur, dar că mi se pare că da, e răspunsul corect, că într-adevăr ne reprezintă. Repetăm acest test și la un an. Când o să aveți un an, atunci o să... Hai la 8 ani. Să sperăm că vom ajunge și la această vârstă onorabilă. Colegii, vă mulțumesc mult că ați acceptat această provocare și cumva ați fost de acord. Și noi îți mulțumim mult. Noi îți mulțumim mult, Alexandru. Nu am trecut testul, știm, dar de asta o să mai facem. Ne pregătim. La un an mai avem încă 4 luni până atunci, la 5 septembrie, de când iată că lucrăm împreună și până atunci o să lucrăm mai mult, o să fim mai atenți la ceea ce se întâmplă în viața noastră profesională. Aceasta a fost preocuparea multor, chiar 10 de generații de gânditori. Cine sunt eu? O întrebare pe care noi, oamenii, de cele mai multe ori, o adresăm în momente speciale din viața noastră. Nu te mai plângeți, am zis că pentru astăzi sunt prognozate temperaturi destul de ridicate și pentru săptămâna asta. Iar noi, dragi telespectatori, revenim cu alte surprize despre alți colegi. Rămâneți aproape de TVR Moldova!